Bun găsit, dragii mei! Știți bine că am grupul ăsta privat de WhatsApp al meu, unde ofer 6 bilete zi de zi. Unul dintre ele este cel mai foarte lung, cel mai complicat și mai dement, venirea mormanului. Vă ofer din acesta 12 evenimente din cele 18 pe care le cuprinde astăzi cu totul. 12 dintre ele încep după 18 și vi le ofer și voi aici. Este 6 aprilie 2024, am să vă dau o cotă de 115.40, 12 meciuri mari și late. Hai să vedem ce noroc se întâmplă cu ele. Ieri, pe acest bilet, cel mai lung și mai complicat al meu, din 21 pe ziua de ieri, cât a conținut în ziua de vineri, da? 5 aprilie, s-au stricat 5 sau 4. 5. Din 21 s-au stricat 5. Deci ceva se întâmplă cu această variantă. O tot ținem de anul trecut, de undeva din vară. Poate că va veni și vremea acestuia. 115.40 este cota pe care vă dau astăzi aici. Este practic mai mult de jumătate din biletul ăsta cel mai complicat al meu, din grupul meu privat de WhatsApp. Vreți să veniți acolo pe grup? Suntem 11 plus 1 în prezent, 12 oameni. Eu administrator și încă 11 oameni care joacă alături de mine. Ziceam ieri că suntem 10 cu totul. Suntem 12 cu totul. Poate norocul se întâmplă și avem parte de un venirea mormanului verde acum în lunile astea esențiale de finaluri de sezoane, da? Aprilie, mai. Poate lovim iarăși și în acest mai pentru a treia oară consecutiv în ultimii 3 ani o bombă de cot. Cine poate ști? Poate că da, poate că nu. Dar a mers foarte prost variantele mele scurte, mai scurte, pup sus, pup jos din toamnă până acum când le-am schimbat în două bilete cu 12 meciuri. N-au vrut să iasă deloc. Ăsta este și motivul pentru care am trecut pe bilete un pic mai lunguțe și în cazul variantelor scurte, cu 8 evenimente, știți că erau pup sus, pup jos. De acum avem tun și click, două bilete cu 12 meciuri. Sper ca prin acestea totuși să atingem niște câștiguțuri în perioada următoare, măcar o dată pe lună să vină un astfel de bilet ca să se reechilibreze treaba, cum ar fi trebuit să fie echilibrată din noiembrie încoace și nu mai este. Așadar, toate lucrurile astea se întâmplă pe grupul meu privat de WhatsApp. Aveți de gând să jucați alături de mine, de noi, cele 6 bilete pe care eu le ofer acolo zi de zi. Dați-mi un semn pe WhatsApp la 0745 708008. Vă aștept. Ne întoarcem la biletul de astăzi. 12 evenimente am zis, 115.40 cotă totală. Primul meci începe la 18, următorul la 19, al treilea și al patrulea de pe biletul în ordine cronologică de la 19.30. Unde dăm startul? La 6 fix. În Portugalia, Campeonato de Portugal, Fabril Barreiro se duelează cu Luletano. Sub 2,5. Nu se vor înscrie mai mult de 2 goluri în această tăvăleală. Fabril Barreiro, cum dracului s-o pronunța pe portugheză, e în versus cu Luletano. E un duel unde nu vrem să se care mai mult de 2 goluri. Atâta. Doar 2. Sau mai puține. Slovacia Superliga vine pe bilet de la, ziceam eu, 19 cu Zemplin Mihalovce, cum dracu ori pronunța, n-am mai stat să mai caut pronunții din gură de slovaci. Zemplin Mihalovce în tăvăleală cu Trencin. E o treabă unde sperăm să se dea măcar 2 goluri, 2 plus peste 1,5. Anglia Premier League apar pe biletul de astăzi, Premier League-ul ăla marilii cu Brighton versus Arsenal. Doi solisti am așezat pe bilet, de la 19.30 începe meciul ăsta, câștigă Arsenal. Hai să vedem dacă chiar poate să câștige și nu face vreo nefăcută ca într-o zi de sâmbătă. Franța LNB Pro A, da? LNB Pro A, basket din Franța, de la Liga Națională de Basket, da? Ligue Nationale de Basket, Elite, cum se numește acum. LNB Elite în loc de Pro A, cum se numeau pe vremuri. Franța, Liga Națională de Basket Elite, ne propune Elan Chalon din orașul Chalon-sur-Saône
Mamă, Doamne, Elan Chalon din Sursum ne prezintă un mare meci, o mare bătălie cu Roane. E o treabă unde ce selectăm? Selectăm că vor câștiga, inclusiv cu prelungiri luate în considerare, vor câștiga gazdele. 1 solist, inclusiv prelungiri pentru victoria Elan Chalon din orașul Chalon-sur-Saône. Pe superbet cred că sunt trecuți Chalon-Saône sau Oune sau ceva de genul ăsta. Chalon sau Oune. Chalon-Saône. Elan Chalon din orașul Chalon-sur-Saône. Doamne ferește, 1 solist, inclusiv prelungiri pentru aceștia. Mai stăm în Franța, dar mergem pe fotbal în Liga a doua, Ligue 2, la Bastia versus Dunkerque. Dunkerque. Dunkerque, peste 1,5. Un meci unde pe fotbal sperăm să se înscrie de cel puțin 2 ori. În această franțuzăreală, 2 plus la Bastia versus Dunkerque. Hai și prin Argentina, Primera B, să culegem și de acolo două evenimente în această mare parte din venirea mormanului, cel mai complicat bilet al meu din grupul privat de WhatsApp. Iată că vă ofer aproape tot biletul venirea mormanului aici pe YouTube. Să-l vedeți și voi, să vă faceți o impresie despre ce poate, cel puțin pe ziua de azi. Deportivo Merlo se vor duela cu Urquiza. Marchează oaspeții, marchează Urquiza, cum dracu s-o pronunța pe argentiniano-spaniolo. Marchează oaspeții, marchează Urquiza. Marchează aceștia măcar un gol în bătălia asta, în deplasare cu Deportivo Merlo. Da? Cu gazdele de la Deportivo Merlo. Mai luăm încă un meci din Argentina, Primera B. Excursionistas au ciocnire cu Acasuso. Marchează gazdele. Aici ne bazăm că vor da gazdele măcar un gol, că vor da Excursionistas măcar o boabă în toată această întrevedere. Hai și prin Peru, Liga 1, la Union Comercio versus Universidad Cesar Vallejo, 2 plus în meciul ăsta. Ne rugăm să se dea măcar de 2 ori cât un gol, adică măcar 2 goluri. 2 plus, cel puțin 2 goluri ca să fie treaba, cel puțin 2 boabe. Paraguay, Primera División, intră pe biletul de astăzi cu Sportivo Trinidense versus Cerro Porteño, marchează gazdele, ne vom ruga la cele sfinte că vor marca cei de la Sportivo Trinidense. Vă reamintesc, am grupul ăsta privat de WhatsApp, joc biletul ăsta pe care în mare parte vi-l ofer astăzi aici pe YouTube, venirea mormanului, cel mai complicat bilet al meu, vă ofer 12 dintre cele 18 evenimente conținute în total astăzi pe el și pe urmă restul de 5 bilete ale mele, Triumf cu 17 meciuri sau mai puține, Maleu cu 16 meciuri sau mai puține, Click și Tun cu 12 meciuri sau mai puține și Cheia, biletul meu cu 10 meciuri sau eventual mai puține, 8 sau 9 câteodată. De obicei are 10 meciuri conținute sau măcar 9 sunt acolo permanent. Dacă vreți să aveți acces la acest pachet de 6 bilete grele, complicate, negarantate, zi de zi și în mod obligatoriu să le pariați cu mine alături de noi acolo cu măcar 2 lei pe fiecare, 12 lei pe zi, cheltuială minimă, aveți cont la Superbet, căci acolo le construiesc și putem paria ușor cu toții, foarte rapid. Vreți să faceți toate astea fără să vă pună viața sau economiile în pericol? Vă încumetați la un asemenea risc? Scrieți-mi pe WhatsApp la 0745 70 80 08. Stăm de vorbă și vă reprezint și mai detaliat, dacă voi vreți, toată situațiunea. Dacă e ceva pentru voi, dați-mi un mesaj. Ce-am mai zis că mai băgăm pe bilet? Băgăm niște Statele Unite ale Americii, niște fotbal de acolo, din MLS, Major League Soccer, Inter Miami cu sau fără Messi, se vor duela cu Colorado Rapids, sub 3,5. Ne rugăm și tot sperăm să nu se înscrie mai mult de 3 goluri în meciul ăsta, sub 3,5, Inter Miami versus Colorado Rapids. Nu mai mult de 3 goluri se vor da. Noi așa sperăm, noi așa vrem, așa am ales, așa am pus pe venirea mormanului astăzi. Iată, bilet pe care l-aveți aproape integral, fără 4 meciuri, asta care a început mai devreme de pe la 2-3, îl aveți și voi aici pe domnul YouTube. Ce mai punem noi aici așa? Mai punem un meci din MLS, Statele Unite ale Americii. Încă un meci. Uite că e încă un meci de acolo din Major League Soccer. Mai avem New York City
în tăvăleală cu Atlanta din Vacanța Mare. Atlanta United. Atlanta United. Marchează Atlanta. Marchează Atlanta. Marchează Laleana. Marchează Atlanta United. Marchează oaspeții măcar o dată în această luptă. De pe la, dincolo de miezul nopții, când trebuie să joacă pe la 1, 2, 3. Pe America, pe de-astea. Și închidem în Mexic biletul de astăzi, da? Această mare parte din venirea mormalului. Închidem cu Mexic Liga Premier. E și ultimul eveniment în ordine cronologică și ultimul eveniment pe care l-avem noi, pe venirea mormalului integrală, oferită pe grupul meu privat de WhatsApp. Mexic Liga Premier în final de bilețel. Irapuato se duelează acolo cu Racing, cum zic ei la Racing, Racing Porto Palmeiras. Palmeiras ăsta e cu ceva rădăcini braziliene, că nu înțeleg de unde. Mă rog, pe Mexic suntem. Racing Porto Palmeiras. Ce punem însă pe bilet? Punem 1X, șansă dublă pentru gazde. Irapuato sau egalitate la final de bătălie. Irapuato versus Racing Porto Palmeiras. E o treabă unde mizăm pe gazde sau pe capacitatea gazdelor să mențină egalitatea la final de duel. Ăsta e bilețelul din 6 aprilie 2024 din partea mea pentru voi. Vă urez un weekend senzațional în continuare. Vă mulțumesc că încă sunteți cumva alături de mine, chiar dacă nu sunt câștiguri. Îmi pare foarte rău pentru asta. Îmi pare chiar foarte rău. Eu vă invit și pe... Îmi curge nasul iarăși. Vă invit și pe grupul meu, repet, privat de WhatsApp, chiar dacă nu sunt nici măcar acolo câștiguri, apropierile astea constante și neasemuită, da? Din 21 de meciuri pe acest bilet foarte lung, venirea mormalului, cel mai lung și mai complicat din tot ce am eu acolo, da? Ieri, 5 aprilie, din 21 de meciuri conținute propuse în bilet, s-au stricat decât 5, da? Deci s-au înverzit foarte multe. Poate nu suntem chiar așa departe de aproape. Poate ni se întâmplă minune acum în mai, poate, mai târziu de mai. Cine știe când dracu lovim și noi o cotă de aia de ieri. A fost cotă de, cred că, 2000 și ceva. Astăzi e o cotă de 1000 din 18 meciuri. Vă dați seama că poate să iasă extraordinar de mare. 1500, 1400, 1200, nici nu mai știu cât e. N-am reținut cât este cota totală. Deci în niciun caz nu e o cotă de 115, cât a ieșit din 12 meciuri. E o cotă de 1000 și ceva, 1000 și un pic. Deci poate vedem o cotă de asta, 1000, 2000, 3000, cât o fi să fie în ziua respectivă, dar să vină odată, să ne repare toate greșelile fatale din lunile astea de pierderi monumentale. Mă doare foarte mult, m-a adus în niște situații grețoase și cu banii și cu viața, dar uite că în mod nebunesc continuu lupta și nu mă opresc și vreau să fac variantele astea zi de zi. Pentru că știu și perioadele bune, știu cum se comportă ele când e să se comportă cum trebuie și nu vreau să ratez acele momente sub nicio formă. De asta le tot fărchezuiesc și le tot descânt. E 4 și 10, am stat vreo 13 minute de vorbă, vă las, mă duc să încarc clipul până la 18, e vreme destulă să vă notați aceste 12 meciuri. Dacă vă place acest canal, luați linkul de YouTube și împărțiți-l cu prietenii. Poate cineva vrea să mai vină să fim împreună aici, pe WhatsApp, pe Facebook, pe unde vă dați voi, Instagram, Telegram. Poate cineva care vrea să vadă aceste ponturi din partea mea, cum necum. Mai facem caterincă, mai glumim, mai plângem, dar mergem mai departe, ne mai inspirăm, ne mai învârtim. Toate cele extraordinare sunt aici, sper și mâine, mă rog la Dumnezeu, ne vedem cu bine. Toate cele extraordinare, am tot repetat asta, pa, pa.